Miercuri 28 noiembrie 2012, începând cu ora 13, în sala Elena Greculesi a Bibliotecii Bucovinei Ghezbiera, vor avea loc două lansări de carte. Este vorba despre Bucovina 1774-1914 de Aurel Morariu și Din arhivele cernăuțene, scrisori către Ion Nistor de Doina Iovani. Vor prezenta Mihai Acobescu, Doina Iovani, Nicolae Cârlan și Maria Olar. Moderator va fi Alexandru Ovidiu Vintilă. Tot pentru sărbătorirea 94 de ani de la unirea Bucovinei cu România, la Consiliul Județean va fi lansată o antologie cu toți scriitorii bucovineni, sub titlul Sol Omnibus Lucet. Evenimentul are loc la Palatul Administrativ din Suceava, începând cu ora 15. De la ora 18, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, va avea loc spectacolul Pe-al nostru steag e scris unire. Este vorba despre un spectacol de muzică populară oferit gratuit sucevenilor de către autoritățile locale și județene. Vor evolua pe scena Casei de Cultură artiști locali și naționali, dar și grupuri folclorice din St. George, Cernăuți și Suceava. Pe data de 28 noiembrie 2012 sărbătorim 94 de ani de la unirea Bucovinei cu România. Bucovina fusese luată de Imperiul Habsburgic în anul 1775, iar din anul 1867 a făcut parte din statul dualist austro-ungar, chiar dacă a fost supusă de către austrieci unui aspru proces de deznaționalizare și de germanizare, Bucovina nu și-a pierdut caracterul românesc. Astfel, la data de 28 noiembrie 1918, la Cernăuți a fost convocat un congres general al Bucovinei, la care au participat reprezentanții ai românilor și ai tuturor etniilor din această provincie. Acesta a proclamat cu unanimitate de voturi unirea necondiționată a Bucovinei cu România.